Laurențiunistor au obținut, în urma rezultatelor parțiale, 47,18% dintre voturile hunedorenilor prezenți la urne, reprezentând 81.397 de voturi. Pe locul 2 se situează candidatul PNL Călin Marian, cu un scor de 25,33%, adică 43.709 voturi, urmat fiind de Marius Mane de la AUR cu 14,09%, adică 24.306 voturi. Robert Mujic de la Alianța Dreapta Unită a obținut 5,84%, adică 10.072 de voturi. Marta Mate de la UDMR a obținut 3,37%, adică 5.827 de voturi. Cristina Pinte de la PNCR a obținut 1,87%, adică 3.240 de voturi, iar Constantin Aparaschivei de la Partidul Alternativ Dreaptă a obținut 1,27%, respectiv 2.195 de voturi. Nu știu dacă e mult mai roșu decât am fost. Noi am păstrat culoarea roșie de când ne știm, de exemplu eu, de când în 1990, de când am început să clădim acest partid, tot cu acest partid am fost. Dar spunea Natalia că sperăm să avem și la Consiliul Județean majoritate. Eu vă declar public. Vom avea două treimi și la Consiliul Județean. Iar pe colegii care intră în Consiliul Județean de la alte partide, îi primim cu deosebit respect, vom lucra foarte bine, bun înțeles, dacă vor avea și ei aceleași idei pentru cetățenii județului Hunedoara. Doamne ajută și să dea Dumnezeu să fie bine peste tot. Pentru Consiliul Județean, PSD a obținut un scor de 42,78% dintre voturile hunedorenilor prezenți la urne, reprezentând 72.394 de voturi, urmat fiind de PNL cu 23,18%, adică 39.226 de voturi. AUR a obținut 17,46%, adică 29.538 de voturi. USR, PMP, Forța Dreptei a obținut 6,55%, respectiv 11.092 de voturi. UDMR cu 6,55% a beneficiat de 7.298 de voturi. Cosmin Olărașu, candidat independent, a obținut 2,21%, fiind votat de 3.742 de hunedoreni. Alternativa Dreapta a obținut 1,38%, transpus în voturi 2.342. PUSL a obținut 1,26%, respectiv 2.133 de voturi, și PC a obținut 0,86%, respectiv 1.453 de voturi.